În momentul în care ușa s-a închis în urma mamei sale, soțul și-a șters zâmbetul politicos și s-a întors spre soția sa cu o privire severă. Te gândești serios să cumpere acele medicamente? A întrebat el. Sunt numai prostii. Nu te lăsa păcălită de aceste trucuri de marketing. În timp ce Elena îl privea confuză, Igor s-a dus în cameră și a luat banii pe care îi dăduseră părinții ei. În ultima vreme, Elena abia își mai recunoștea soțul, se schimbase radical. S-ar putea spune chiar în bine, căpătase încredere în el. Dar în loc să devină încrezător, devenise arogant. Cândva un tânăr modest, acum se purta ca o figură importantă, clătinându-se cu o balansare exagerată, ca și cum burta lui proeminentă îl împovăra, o burtă pe care părea să o poarte de parcă ar fi fost împodobită cu medalii de realizare. Totuși, nu cu mult timp în urmă, lenevea acasă, fără slujbă și nemotivat. Când Elena l-a cunoscut pe Igor, acesta era un om plăcut, care se confrunta cu unele provocări legate de muncă, dar își trata prietenii cu respect și îi arăta afecțiune. Îi spunea Elena, o întreba dacă este frig și chiar îi oferea tricoul său fără intare. Acum, el purta costume, unul prea prețios pentru a-i pune pe umeri în vântul rece. Un blazer era departe de un hanorac. Costa prea mult pentru a risca să se încrețească sau să se agațe și, în plus, întotdeauna existați Alice cea deșteaptă care să verifice vremea și să-l sfătuiască cu privire la ținuta potrivită. Costumul acela, un cadou de la mama lui, era practic o emblemă a identității lui nou descoperite. Ea îi dăduse bani pentru el de ziua lui, insistând, îmi ced o nouă slujbă, ai nevoie de asta. Cu părere de rău, Igor a cumpărat costumul, plângându-se de cheltuieri, dar recunoscând necesitatea lui. A devenit bunul său prețios, un simbol al simțului său practic, sau cel puțin așa credea Elena. Aerul proaspăt de toamnă picta lumea în culori vibrante, de care Igor se bucura acum. Cu un an în urmă, aceleași nuanțe luminoase îl iritau și se afunda în depresie. Atunci, Elena a făcut tot posibilul să-l scoată din depresie, dar el disprețuia strălucirea toamnei, pretinzând că-i arde ochii. Ura anotimpul! Dar tot ce a fost nevoie pentru a-i reaprinde spiritul a fost să-și asigure un loc de muncă și să-și recapete sentimentul de stabilitate. Elena nu anticipase cât de sensibil și fragil putea fi Igor. Când se întâlneau, ea a observat că lui nu-i plăcea slujba lui și că părea adesea nervos. Totuși, se gândea ea, toată lumea are provocări. Adulților nu le este întotdeauna ușor. Te adaptezi sau te schimbi. Dar Igor nu era genul care să se adapteze. Ieșirea din zona sa de confort era aproape imposibilă, chiar dacă slujba sa anterioară era departe de a fi confortabilă. Ca specialist în finanțe care vindea produse de asigurare, Igor reușea să se descurce cu greu. Cu toate acestea, la scurt timp după nunta lor, și-a pierdut acest loc de muncă. Nu a explicat niciodată detaliile, dar Elena a suspectat epuizare. Vânzările scăzuseră vertiginos, iar el devenise ineficient. Pierderea slujbei l-a zdrobit. A intrat într-o depresie profundă, s-a izolat în casa lor și a insistat că nu se simte bine. Când Elena l-a târât la spital, medicii nu au găsit nimic în neregulă și i-au sugerat să meargă la un psihiatru. Bineînțeles, Igor a refuzat. Nu sunt nebun, a răbufnit el, respinându-i pe medici ca fiind incompetenți. Elena și-a dat seama că trebuie să-l scoată ea însă și din disperare. Deși nu era o profesionistă, putea să vadă cât de mult suferea Igor fără propriul său venit. A început să-i cumpere cadouri mici, adesea scumpe, un telefon nou care să-l înlocuiască pe cel învechit cu ecranul crăpat, adidași mai buni, cafea de calitate superioară, chiar și pește roșu pentru sănătatea creierului său. 9 luni și toate economiile ei mai târziu, Igor era un alt om. Ieșea afară, își făcea prieteni și, în cele din urmă, a început să meargă la interviuri de angajare. Elena a simțit că sacrificiile ei au meritat. Igor a obținut un nou post de manager de investiții, un rol prestigios, cu un salariu ridicat. Au sărbătorit la o cafenea, unde Igor a radiat de mândrie. Încrederea lui a crescut vertiginos. De ziua lui, darul financiar al mamei sale i-a permis să cumpere acel costum prețios, un simbol al renașterii sale. Cu toate acestea, succesul l-a schimbat. Igor a început să-și etaleze câștigurile, batjocorind veniturile Elenei ca simplă vânzătoare în showroom. Se lăuda că câștiga de 2 ori mai mult decât ea, insinuând că slujba ei era sub nivelul lui. Această aroganță o înțepa pe Elena. Își iubea munca și nu o considerase niciodată rușinoasă.
Dar noul cerc elitist al lui Igor părea să-i schimbe valorile. A început să o privească de sus. Tensiunea și-a pus amprenta. Elena, epuizată de un an de convulsii emoționale, a început să se destrame. Era din ce în ce mai slăbită, ajungând să se prăbușească la serviciu. Medicii au diagnosticat-o cu anemie severă, rezultat al stresului prelungit și al neglijării sănătății. A petrecut o săptămână în spital, doar pentru a se întoarce acasă la un soț care era iritat de nevoia ei de odihnă. Igor nu înțelegea de ce și-ar fi irosit vacanța recuperându-se, în loc să planifice o excursie la o stațiune de lux. Când Elena a cerut ajutor pentru a-și putea plăti tratamentul, Igor a refuzat. El își investea salariul în acțiuni, gândindu-se la viitorul lor. Acest lucru este pentru viitorul familiei noastre, a declarat el cu mândrie. Elena a rămas fără cuvinte. Igor, pe care ea îl susținuse în cele mai negre momente ale sale, acorda acum prioritate investițiilor sale în detrimentul sănătății ei. Și astfel, în timp ce Elena îl privea pe bărbatul care îi oferise cândva tricoul său, nu putea să nu se întrebe dacă această nouă versiune a lui merita tot ce sacrificase ea. Dar abia ai început să lucrezi, a sugerat Elena, cu vocea calmă, dar fermă. Poate ar trebui să investești mai întâi în prezent? Soțul ei a suspinat iritat, respinând-o ca fiind naivă. Tu nu înțelegi nimic, Elena, a răbufnit el. Sunt un expert acum, știu ce fac. Igor descoperise recent un sfat revoluționar pentru sănătate. Creșterea hemoglobinei nu necesita tratamente costisitoare. Trebuie doar să respiri aer curat, să nu mai fii stresat și să mănânci mai bine, îl sfătuia el. Se lăuda chiar că o îngrijește, însoțind-o la cumpărături o dată pe săptămână și acoperind uneori nota de plată. Cu toate acestea, el a rămas indiferent la cât de rău se simțea Elena. Nici măcar nu reușea să se întoarcă la muncă. Dacă se prăbușea din nou, ce s-ar întâmpla atunci? Cu toate acestea, soțul ei a ignorat înrăutățirea stării ei. În acea sâmbătă, părinții ei au venit în vizită. Au stat împreună o vreme, i-au observat paloarea și i-au strecurat în liniște 20.000 de ruble pentru medicamente. Știau de greutățile ei și nu puteau sta cu mâinile în sân. Elena nu ceruse bani, îi era rușine să recunoască că nu avea niciun ban pentru că soțul ei refuzase să o ajute. Părinții ei, îngrijorați pentru sănătatea fiicei lor, voiau ca aceasta să se recupereze rapid. După ce au plecat, Igor a făcut ceva de neconceput. A luat banii. Elena s-a holbat la el, uluită. Vorbești serios? A întrebat ea, cu vocea tremurându-i. Părinții mei mi-au dat acești bani pentru tratamentul meu. Ți-am spus deja, a replicat Igor. Sunt bani aruncați pe apa sâmbetei. El i-a sugerat în schimb să mănânce mai multă hrișcă, susținând că este bogată în fier și mult mai ieftină decât medicamentele. Dublu beneficiu, mâncare și medicament într-unul singur, a declarat el cu înfumurare, citând cu mândrie un articol pe care îl citise online. A refuzat să returneze banii, hotărând în schimb să-i folosească pentru un grătar cu prietenii săi. Elena, prea secătuită pentru a se certa, l-a lăsat să plece. Ce rost avea? Igor nu a cedat niciodată. Totuși, nu se putea abține să nu se simtă trădată. Cât de repede uitase el de lunile pe care ea le petrecuse îngrijindu-le în depresie. Atunci, el se agățase de ea ca un copil pierdut, plângând pe umărul ei. Dar acum? Acum, când ea avea nevoie de el, el îi întorsese spatele. A doua zi, Igor s-a întors acasă și a găsit-o pe Elena și toate lucrurile ei dispărute. Nu era prost, știa că ea era supărată. A încercat să o sune, dar ea nu a răspuns. În timp ce se gândea ce să facă, a sunat soneria. În prag era proprietarul lor. Trebuie să plecați, a spus proprietarul fără menajamente. Contractul de închiriere era pe numele Elenei, iar ea îl reziliase. Igor era, de fapt, ocupant ilegal. Proprietarul i-a dat termen până la sfârșitul zilei să părăsească locuința, amenințându-le că va chema poliția dacă nu se conformează. Forțat să se mute înapoi la mama sa, Igor nu a găsit nicio consolare acolo. Și ea a încercat să ajungă la Elena, dar apelurile ei au rămas fără răspuns. Târziu în acea noapte, Igor a reușit în cele din urmă să ajungă la soția sa. Ce e cu tine? A întrebat el. Calmă, Elena a răspuns. Am decis să investesc în viitorul meu. Singură. Să trăiesc cu tine a devenit prea costisitor pentru mine.
Igor a ironizat-o, acuzând-o că nu înțelege la ce renunță și avertizând-o că va regreta. Dar a doua zi, Igor a fost cel care a fost lovit de regrete. La serviciu, a fost informat că a fost concediat. Motivul? Era prea lent și nu arăta niciun interes real în a contribui la creșterea companiei. Ceea ce Igor nu știa era că fosta colegă de clasă a Elenei, șefa lui, o avertizase înainte despre performanțele sale slabe. Ea îl implorase să-i mai dea o șansă lui Igor. Acum, însă, nu-i mai păsa de soarta soțului ei. Când colegul ei i-a sugerat să-l concedieze, ea nu a obiectat. Ca o ultimă lovitură, Igor a primit doar o fracțiune din salariul așteptat. Salariul său de bază era modest. Cea mai mare parte provenea din bonusurile legate de achizițiile de clienți. Compania a decis să aloce bonusul din ultima sa lună Elenei pentru cheltuielile sale medicale. Astfel, Igor s-a trezit singur și fără loc de muncă. Între timp, Elena și-a revenit, a intentat divorț și s-a întors la locul de muncă de la showroom. A jurat să nu mai salveze niciodată un bărbat din propria mizerie. Vă mulțumim pentru că ați ascultat această poveste. Dacă ți-a plăcut, te rog să susții canalul cu un like. Este un gest mic pentru tine, dar înseamnă enorm pentru mine. Până data viitoare!